Salutare, salutare și bun găsit la un nou episod de Tom Clancy's. Continuăm aventura. Avem o grămadă aventură pe aici. Așa că nu mai stăm la vorbe și dăm play. Numele meu este CPI. Păcat că nu pot să mi-l schimb. A rămas să mergem acum să căutăm pe un mafiot în care este într-o bază militară, ca de obicei. Unde e bătaia cea mai mare și mai frumoasă? În bazele militare. Așa că... Ce să mai stăm la vorbă? Să-i dăm drumul la meci. Da. Să încarce măcar jocul. Ok. Trebuie să găsim pe general. Al teniente rebelde. Generalul este acolo, în 520 de metri. Am mai stăm la discuții. Astea sunt oameni normali. Oameni normali. Îmi place mie de asta cum cade. Așa, perfect. 428 de metri. Nuestras armas les dan mal rollo. Păi și... Ce vrei să fac eu? Estamos con ustedes. Da, mă, și eu sunt cu tine. Ojo, un helicóptero de la unidad. Unde e? Aha. Hai, pleacă-te, dracu. Aici sunt două provizii. Uite aici înăuntru. Dejemos un marcador y que los rebeldes vengan a buscar los suministros. Păi da, mai e altul. Uite aici trebuie să intrăm noi în bază. Opa. Francotirador en la torre. Ăla-i. Nu mai e. Ăla-i, nu mai e. Nu-mi place elicopterul ăla cum se plimbă pe acolo. Esperad, tenemos enemigos en la zona. Unde sunt? În zona aia avem niște inamici, uite pe acolo. Unde sunt? Tenemos enemigos cerca. Un miembro de la unidad con su fusil está solo donde el punto de control. Unde? Un punct de control acolo. Ok. Hay otro objetivo. Veo un objetivo que lleva sus fusiles. Avem 3 acolo care trebuie să-i omorâm. Marcăm zonele. Uite pe ăla, ce-i? ¿Entiendes?
Preparaos. Fuego. Entendido. Uno menos. Vaya. Che, se va a tope. A ver, repite, repite, repite. Encontrado información sobre un helicóptero de SB con provisiones. Solo hay que robarlo y dárselo a los rebeldes. Fácil, ¿no? Espera. Llegado. Bravo. Ya está, hemos acabado. ¿Vaya un tasa de provisión? ¿Dónde está? ¿Va a venir un rondara? Da. Francotirador en la torre. Muerto. Hay moros en la costa. Ah, vete ahí, chasos. Se ve noi ce mai avem noi pe aici. Abilități, nimica. Opa, avem noi arme. Wow. AK-47. Deci tot, dar nu știu dacă pot să-i pun... Nu. Nu pot să-i pun de ăla, mă, să nu s-audă când trag cu el. Nici la asta nu pot să-i pun, nici la asta. Cum fac eu să-i pun așa ceva? Nu știu. Ia să vedem ce facem aici. Trebuie să stau cu asta, că nu am ce să fac unde ești. Asta. Dar poți să-i pui piese noi. Bă, ești nebun. Eee, păi altă viață, bă. E, asta negru. Perfect. Nu știam că armele se pot face, uite ce frumos e. Uite. Așa. Păi, e mai mișto. Frumos. G. Da. Să-i punem asta, cum se numește, tata, în spate. Atuendos asta. Da. Nu mă las. Unde ești? Aici, unidad. Și unidad asta ține. Litere verde. Asta ce se ține. Oho, mișto. Te mai frumos. Da, asta este. Te rămân tot în sata blanca asta.
Jestem na z jakimś armę leżeli teraz ta formacja. Nie. Fuh. No, nu se poate schimba. E mai precis arma. Oricum e bine și așa. Bă, nu pe asta. Asta, ce frumos am făcut-o. Ce frumusețe. Și pistolul am și altceva? Da. Aici n-am nicio grenadă, mine, dron, ia. Perfect. O, uite mă, ce frumoasă e. E, altceva, mă? Uite. V. Ah, lansa granada. Poți dau și cu lansa granada, băi, ești nebun? Ah, trebuie să pătrund în zona militară. Hay enemigos en la zona, mente fría. Oye, un soldado con su fusil, cerca del lanzamisiles. Francotirador en la torre. Și mai ieși altul pe aici. Francotirador în la torre. Eu se iau pe ea, doi. Aia e departe. Dead. Avem pe prostul ăla care nu se mișcă. Trebuie să iau o mașină, să spar gardul ăsta și să intru pe partea alta. Hai să mergem să luăm mașină de aici. Uite, Poliția Națională. Hai să intrăm în asta. Pune-o el cinturon. Pa, voi intrați în mașină, proștilor. Băi, e bun. Să-ți deschide ușa. Uitați, în zona militară mâncați aia și uita. Deci cu mașina de la ei, intru fără probleme. Aici. E bun cap. Ala e. Francotirador en la torre. Se ha mezclado.
Nu e niciunul pe aici. Dar nu e niciunul aici, mă? Ah, că l-am omorât. Vreau să iau pe asta, că e mai bună. Se acercă un elicopter al suelo. Gata, șef. Un elicopter al suelo. Francotirador en la torre. N-am cum să dau în ea, că-i departe. Ve un par de soldados. El depósito de combustible, lo ves? Se acerca un helicóptero al suelo. Vamos a saltar más esos, vamos a cazar. Me lo sé ahora, me. Va a dar perros, hombre. Perros, siento, un dicho. Llevamos cinco. Hola. Da, te estaba yo con fac. Asta o schimb cu asta. Păi cam așa ceva ar fi mai bine. Păi da. Și acum. Tadam. Are. Are asta pus. Veo un objetivo clave. Estamos bien, todo bien. Păi da. Foarte bine. Foarte bine ai jucat. Opa, mai e unul aici. Veo un soldado de la unidad, cerca de la cárcel.
Deci eu trebuie să mă duc până la asta drept în față. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Muerto. Se întorc proștii ăștia. Aquí hay un quinto objetivo. Enemigo avistado. Yo morí por esta dos, ¿eh? Hai să luăm mașinuța, să intrăm înăuntru. Llevamos cinco. Joder, por los pelos. ¿Verdad? Mete los palazos. Ok, văd că dacă sunt în mașina asta, ră, nu-și dă seama că sunt eu. În marcea! Dar nu știu că nu-l vede pe ăsta sus, că nu e modificat ca ei. Ok, ia stai așa. Aici e la dreapta, dar cum intru eu. Aolo, ce e aici, mâncați așa. Aici pot să intru. Hei, he encontrado una medalla de Santa Blanca. Será un bonito recuerdo. Unde?
Objetivo avistado. Aquí hay un quinto objetivo. Aici e, sunt exact în mijlocul bazei militare, mâncați. Veo a otro, ya van 5. Unde m-am fost ăla? Veo un soldado de la unidad en el refugio. Francotirador en la torre. Perfecto. Sabemos dónde están las provisiones lanzadas en paracaídas. Vayamos a ver si siguen allí. Ajá, ¿desde dónde sentió? Ah, no, pues está ya con ganancia la misión. Nuestra base hecha, este es el modo todo muy hecho. El exasistente del general Varo está preso en una empalizada de la unidad. Sacadlo de ahí para que nos cuente dónde se encuentra Varo ahora. Ah, está preso, así que era Bulu. Habe ich. Hi, Plymouth, hi. Veo dos hombres armados. ¿Dónde los has visto? Cerca del aparcamiento. Doi trac pe facendo pe. Doi, doi, doi. Ce se facă prostul ăsta prima dată aici? Mă văd că nu vine. Ia uite-l. Hai bă, vino. Trebuie să intru în pușcărie. L-ai băgat în pușcălie, pușcălie. Ia uite bă, nu se mișcă prostul ăla. Ce faci, mă? Frumosule. Ne luăm noi glanțe. Și am să ieșim afară. Nu avem pe nimeni aici. Se acercă un elicopter al suelo. Veo a un soldado con su fusil. Dime dónde. Dónde la cárcel. Nu, dar nu-i vede, mă. Uite-și-te lângă el. Vedește. Opa. Acolo e pușcăria, bă. Ojo, un elicóptero de la unidad. Ah.
Debe de ser nuestro hombre. Veamos qué sabe. ¿Qué carajo, pues? ¿Qué diablos está pasando aquí? Esos se merecían lo que les hicimos. Merecimos la libertad. Quédese ahí. Quítenos las cadenas. ¿Qué carajo? ¿Quiénes son ustedes? Somos tu mejor opción para detenerlos. Claro. Busco al general Varo. Mierda. Antes trabajaba para ese pendejo. Hasta vino a mi cumpleaños, pero se volvió un puto. ¿Dónde está ahora? No sé, no sé dónde está. Pero tiene una hija y es la única familia que le queda. Es una burócrata del gobierno en un pueblecito de Flor de Oro. ¿Cómo diablo se llamaba? ¡Ah, Eréndira! ¡Eréndira, buen día! Úsenla para hallar al general Varo. Gracias. Suerte. Merci. Es un dragut. Varo, dragut. Bowman, el capitán rebelde y antiguo miembro de la unidad, nos ha informado de que el general Varo tiene una hija en Flor de Oro. Se llama Eréndira Buendía. Tengo a la ISA trabajando en ello. He encontrado a la hija. Podemos usarla para hacer que el general Varo se reúna con nosotros. Es una civil. No es más que una profesora. Tenemos su teléfono. Os envío la información. Podréis seguirle la pista vosotros mismos. Id a por ella y después haceos con su padre. Recibido. Y hay varias fotos de Hachi. Nu se stă la pușcărie, săraci. Agáchate antes de que te vea. Si pretende que usemos a una mujer inocente como medio de extorsión, Bowman no nos conoce muy bien. Es uno de esos jefes que nos toma por simples asesinos. Que quede claro, a menos que intente matarnos, que nadie le ponga la mano encima. Recibido. Se han detectado disparos, tirador desconocido. Todas las unidades deben permanecer alertas. ¿Dónde level? A todas las unidades, comiencen el ataque. El reporte indica que no hay signos del enemigo. Los rebeldes se retiraron. Yo conduzco. Ya estoy, vamos. Salutare, băieții! Unde ești acum? Păi ce pe mine? Sunt pe aia cu minte, nu mă eliminați. Dacă nu mă știu pe unde să scap. A rămas moștea suspendată. Bravo, Dani. Hostia puta. Ah, trebuie să plec cu asta. Granada, moveos, moveos. Granada, moveos. Am fugit. A, dar cu mișii lumine și am murit și m-am dus fix papa sâmbetei. Ai, nu mai găseam ieșirea, bă, de baza lor. Ce știu? Control. Ok, misiunea e gata, chiar dacă a murit. Opa, aici avem două. Aici e un capitan și aici este fisa lui ăla. Aha. Și eu sunt, unde sunt eu? Flor de Oră se numește, Hai să căutăm o mașinuță. Operación Matarreyes apunta a terminar en desastre político. Joder, nos ha tocado la lotería. Me da mala espina cuando los burócratas nos piden que nos saltemos las leyes y la ética. Los políticos lo hacen a diario. Bueno, eso es porque siempre tienen a alguien que hace de cabeza de turco. ¿Te refieres a nosotros? O sea, somos nosotros, general. Dam și o mașină. Ia treci și mie o mașină, domnule.
Camioneta no. He pedido a los rebeldes que nos manden un vehículo. Vehículo, compadre. Unde eu? Oh, merci, merci. O, ce rapid a venit mașina sa. Thank you, compadre. Vamonos. Și 4x4. Bă. Avem de mers. Dar până atunci mai facem și noi misiune 2. Ce e asta? Să furăm avionul. Da, nu vreau să fur avionul ăsta, ce e? Ulu, am multă de mers. Pe aici. Că așa după aia de aici, eu pe aici. Aha. Mersi pentru mașină, băieții. Sunteți forță. Și parcă aici, în dreapta, avem niște inamici. Uite aici, unde este zon? A, e punctul de control. Salutare! Da, nu mă chinui să trag în ei, mă duc să fac ce am de făcut. Astea sunt de-ai mei. Salutare, băieții. Deci, du-te capul tău. Aici avem o nenorocire. Da, de ce știi ce? Îi faci imediat pe domnii. E bine, mă. Tu cum ai sta? Veo un soldado la pista de aterrizaje. Fíjate. Puedo ver a otro objetivo. Ulu, da, ce e acolo? Mă, ce ai făcut, mă? Mă! Tararam! Prima! Unde ești? Asta. Și a doua. Asta. Perfect. Pe cine caută ăștia, nu știu. Stai, mă, aici. Păi da, dar unde sunteți voi? ¡Cierto, cojones!
¡Abrir fuego! Ai, du-te, dracu, să te duci. Și vine și unitatea aia patruiată la unitate. Am dat în viață. Mamă, ce repede a venit mașina aia. Granada, que os follen, cabrones. Da, no, es morir, ¿no? Bă, du-te, dracu, ce... Câte clonțe am tras în el, mă, mâncați și inima ta. Doamne, ce nervi mi-a făcut. N-am mai enervat. Mata Reyes apunta a terminar en desastre político. Joder, nos ha tocado la lotería. Me da mala espina cuando los burócratas nos piden que nos saltemos las leyes y la ética. Los políticos lo hacen a diario. Eso es porque siempre tienen a alguien que hace de cabeza de turco. ¿Te refieres a nosotros? O sea, somos nosotros, general. ¿Qué le preocupa? Veo un objetivo que lleva subfusiles. Știu că acolo mai sunt doi, da. Aquí hay un quinto objetivo. Acabo de ver a uno con subfusiles. Dos soldados, cerca de la pista. Doi, cinci, șase. Mai stă acolo. Sus. Ăla de sus, ceva. Care mai moare așa frumos cel? Unde ai, mă? Că n-a tras nimeni, proștilor. Mai se pitește ăla după mașină. Bă. Unde sunt? Nu m-ați văzut, proștilor. Opa. Ei, dracu, bă. Siguen por aquí los americanos. Los enemigos siguen cerca. Por aquí están los gringos. Ceva că-l cam așteptă prostul ăla.
Morto de te, dracu. Mai e unul care se putește aici. A ce fuge ăla? Calci mașina. Mor, bă. Hai, te la ce se pitește. Hai, mă, ieși. Te ducete după muma. Mă, o să iau elicopterul. Vreau să cadă în apă. Activăm noi night vision. Păi da. Ce mișto armă. Cine o să mă vadă? Genial, esto me puede servir. Mai e pe aici ceva? Mă, uite aici. Cine m-a văzut? Abriendo fuego. Vale, ya piloto yo. Haide pa, am plecat cu avionul. Bă, aeroportul de rebelde. Nu știu unde este. Eu sunt aici, mai vin tot în față. Aeroportul de rebelde. Portul rebelde. Bă, dar unde mă duc acum? A, misiunea e încolo. Trebuie să înțeleg cum acela aeroportul rebeld. Santa Blanca Radio. Avem 3 km. Haide, băiețu, că tu poți. Aolo, cât mai e de mers. Opri luminile să ne vadă dușmanii. Ce mișto mergi. Iep, iep. Mai avem un kilometru, doamnelor și domnilor. Și că moare belicopterul ăsta. Haide, bă, că tu poți. Para frenar și aterizar.
Quédate. Bowman, aquí Nomad. Estamos en Okoro. ¿Qué información tienes? Okoro es el centro de la producción de cocaína de Bolivia. La red fue creada por el Yayo una década antes de que apareciera Santa Blanca. Cuando el Yayo se unió al cártel y se convirtió en jefe de producción, le entregó Okoro a su nieto, que se hace llamar El Emisario. ¿El Emisario? Pasa la mayor parte del tiempo fuera de la provincia, codeándose con los políticos de Sucre y engrasando los mecanismos del cártel. Aunque ese no es realmente su trabajo. El tipo tiene cierto encanto y considera que esa es la mejor forma de conseguir que su abuelo se enorgullezca de él. Al Yayo le da igual mientras Okoro siga produciendo. De hecho, la red está tan bien establecida que prácticamente funciona sola. El ayudante del Emisario se ocupa del resto. Id allí, reunid información sobre los centros de producción de Okoro y empezad a joderlo todo. El Emisario se verá obligado a volver a Okoro para arreglar las cosas antes de que su abuelo se entere. Entonces lo capturaremos y lo usaremos para llegar hasta el Yayo. Am înțeles, trici. Producție. Da. Da, vamos să fac aici. Uno de nuestros agentes infiltrados en la unidad ha sido descubierto. Un agente del cártel va a reunirse con su contacto en la unidad para desvelar la identidad de nuestro agente. Tenemos que evitarlo. Sigue al agente de la unidad y elimina al del cártel. Uno de nuestros agentes... Bowman acaba de enviarnos algo. Parece que tiene información sobre el Emisario. Encontrar al capitán de la unidad sin ser detectados. Adică trebuie să găsesc pe ăla, dar fără să mă nu mă detecteze ăștia inamici. Nu-i problemă de război. Aici se pare că e o bază inamică. Ce e aici? Avem și niște întrebări, ceva? Centru de comunicații. Mă duc la chestia mea de moment. Uite mașinile aici. Eu sunt cu elicopterul, băi, ăștia. Te rog frumos. Opa. O trebuie să ăștia cu ceva pe aici. Ce mai aici? Aici este un teniente. ¿Qué pasa? ¿Algo jugoso? El último chivatazo fue una mierda. ¿Qué hay focut, mo? Dime, ¿esa vez tienes algo jugoso? El último chivatazo fue una mierda. Si pretende que usemos a una mujer inocente como medio de extorsión, Bowman no nos conoce muy bien. Es uno de esos jefes que nos toma por simples asesinos.
Que no, quede claro, no. A menos que intente matarnos, que nadie le ponga la mano encima. Recibido. Bueno. Da, se pare că am plecat din zona și am ratat misiunea. Am dat aproape aici. Sunt unde trebuie să fiu. Și lângă ei și proasta asta. Și salul ăla. Hai mă. Aici. Ok, ce trebuie să facem aici? Să... trebuie să o omor pe ăla ca să nu mă dea, ca să nu dea echipa mea de... Să nu dea echipa mea în gaură. Să zic că ăla e ăla, ăla e ăla, ăla e ăla. Și trebuie să o omor pe ăsta ca să nu vorbească. Acum vin domnul. Mai fi unul pe aici. Uite. Francotirador în la torre. Dar cu capul ăla prea. Oye, puedo ver a un soldado con subfusil. Ahí, cerca del aparcamiento. Dar nu știu cum îl vezi pe ăla după gratii. Unde au găsit cadavrul? Objetivo confirmado como el contacto de la unidad. Nos va a llevar hasta el confidente de Santa Blanca. Sigamos el plan sin armarla. Mau. Deci nu trebuie să mă vadă, bă. Am înțeles. Să fiu ascuns. Uite, știu ce departe mă dă, bă. Eu trebuie să cobor astea. Si pretende que usemos a una mujer inocente como medio de extorsión, Bowman no nos conoce muy bien. Es uno de esos jefes que nos toma por simples asesinos. Que quede claro, a menos que intente matarnos, que nadie le ponga la mano encima. Recibido. Sunt ai mei, mă. Ce faceți, băieții? Se iau o mașină de asta. Opa.
Esto de hecho bonito. Veo dos soldados de la unidad. Allí, donde el aparcamiento. Ah, plec cu mașina. Haide, pa. Misionero. Fuego enemigo. Abajo, abajo. Todos objetivo confirmado como el contacto de la unidad. Nos va a llevar hasta el confidente de Santa Blanca. Sigamos el plan sin armarla. Dote track de misiones, prosto. Ay, cum dracu m-a văzut, bă? Bă, a fost prostia mea că am tras pe lângă ăla. Și armă de la 300 de metri. Trebuie să iau o mașină de aia să intru înăuntru. Cu mașina aia nu mă vede ăștia. La operación Matarreyes apunta a terminar en desastre político. Joder, nos ha tocado la lotería. Me da mala espina cuando los burócratas nos piden que nos saltemos las leyes y la ética. Los políticos lo hacen a diario. Eso es porque siempre tienen a alguien que hace de cabeza de turco. ¿Te refieres a nosotros? O sea, somos nosotros, general. Esta es mașina de la patrulla aia. Dos soldados, donde el punto de control. Fuera del coche. Ahora, no me lo pongas más difícil. Un momento, conduzco yo. Vale, ya estoy. Mai mulți. Francotirador en la torre. Mort. Mai unul în parte. Uno acolo. Hey, veo a un soldado. Por allí, en el refugio. Objetivo confirmado como el contacto de la unidad. Nos va a llevar hasta el confidente de Santa Blanca. Sigamos el plan sin armarla. Dime, ¿esa vez tienes algo jugoso? El último chivatazo fue una mierda. Espías yanquis en la unidad. ¿Cuántos?
Listo, listo. $10,000. No, ahí no. Mejor en la choza, en la montaña. Bueno. A saber cuántos agentes infiltrados tendrá Bowman. Hombre, si están en nuestro bando, no me voy a quejar. Si tenemos que ir a salvarlos. Cierto. Encontremos al agente de la unidad y eliminemos al confidente. Vrea $10,000, omul. Nu, mă. Nu, bă. M-am detectat, du-te, dracu, băi, nu vine să cred așa ceva. Tocmai cum făcusem și eu misiune aproape. De unde are apărut ăla afară acolo? Și iar de la început misiunea. Futuci. Ce nervi îmi face misiunea asta. Tătește. Făcusem și eu aproape 50%. Și am mai trebuit să iau de la început. Pero no sé dónde ha aparecido la inocente como medio de extorsión. Bowman no nos conoce muy bien. Es uno de esos jefes que nos toma por simples asesinos. Que quede claro, a menos que intente matarnos, que nadie le ponga la mano encima. Recibido. Atención, tenemos compañía. ¿Dónde va? Dacă bă, de aici. Tropas, atención, dentro del refugio. Aia știu că e înăuntru. Ia trebuie să mă pun ca pasager. În marcha. Objetivo confirmado como el contacto de la unidad. Nos va a llevar hasta el confidente de Santa Blanca. Sigamos el plan sin armarla. Dime, ¿esa vez tienes algo jugoso? El último chivatazo fue una mierda. Espías yanquis en la unidad. ¿Cuántos? Listo, listo. $10,000. No, ahí no. Mejor en la choza, en la montaña. Bueno. A saber cuántos agentes infiltrados tendrá Bowman. Hombre, si están en nuestro bando, no me voy a quejar. Si tenemos que ir a salvarlos. Cierto. Encontremos al agente de la unidad y eliminemos al confidente. Hai, mă. Să nu mă vadă proștii ăștia iar. Hai, mă, ia mașina și hai. Hai, așa. Nu. Mă, te dracu să te duci. Mamă, de ce m-a văzut, mă?
Ce nervi îmi face misiunea asta. Asta e a treia oară, patra oară când o repet. Uite, dracu de misiune cu măta în gură. La operación Matarreyes apunta a terminar en desastre político. Joder, nos ha tocado la lotería. Me da mala espina cuando los burócratas nos piden que nos saltemos las leyes y la ética. Los políticos lo hacen a diario. Eso es porque siempre tienen a alguien que hace de cabeza de turco. ¿Te refieres a nosotros? O sea, somos nosotros. Genial. ¿Qué era esa mano? Vada. ¿Dónde hay prosto ahora? Aquí hay un soldado, este podéis respirar tranquilos. Francotirador en la torre. Muerto. Pues che bien focus emisión, ¿no? Confirmado como el contacto de la unidad. Nos va a llevar hasta el confidente de Santa Blanca. Sigamos el plan sin armarla. Dime, ¿esa vez tienes algo jugoso? El último chivatazo fue una mierda. Espías yanquis en la unidad. Espera. Toma, nubo, nubo, nubo. Futus misiunea, mati in gura. Mama, ce nervi mi-a facut misiunea asta, nu mai pot. Uite-te și tu, bă, nu se poate așa ceva, bă. Uite, dracu, mă detectează, oftu-vă în gură cu detectarea voastră. Se pretende que usemos a una mujer inocente como medio de extorsión. Bowman no nos conoce muy bien. Es uno de esos jefes que nos toma por simples asesinos. Que quede claro, a menos que intente matarnos, que nadie le ponga la mano encima. Recibido. Uite și pe ala acolo. De-abia îi văd capul. Hai mă, ieși. Oye, un soldado de la unidad. No los veo. En el punto de control. Unde? Francotirador en la torre. Da, dar mă vede în asta. Señálamelos. Justo en el refugio. Francotirador en la torre. Descubrir, no avances.
Veo un tercero. Estamos bien, todo bien. Enemigo número 3. Vale, todo sigue bien. Ya no quiero estar aquí. Veo un soldado de la unidad. ¿Qué le preocupa? ¿Qué tremendo? Hay otro objetivo. Sapetito, ma dopo andiamo. Non mai se saranno. Poneos el cinturón. Más te vale no volcar esta cosa. Objetivo confirmado como el contacto de la unidad. Nos va a llevar hasta el confidente de Santa Blanca. Sigamos el plan sin armarla. Dime. ¿Esa vez tienes algo jugoso? El último chivatazo fue una mierda. Espías yanquis en la unidad. ¿Cuántos? Listo, listo. $10,000. No, ahí no. Mejor en la choza en la montaña. Bueno. A saber cuántos agentes infiltrados tendrá Bowman. Hombre, si están en nuestro bando no me voy a quejar. Si tenemos que ir a salvarlos. Cierto. Encontremos al agente de la unidad y eliminemos al confidente. Hai montato la macchina. Vedi treno, mo. Tu mai ziceam că nu trece trenul. Sper să nu mă vadă asta aici. Ia uite-l. Hai băiețel. Hai, du-te în față. La hija del general tiene que estar por aquí. Uy, está hecha.
A ver, se rumores por prosto está. Ciudă mașini parcate aici, bă. Hai, mă, nene, unde te duci? Trebuie să omorâm pe... Tengo a la vista al confidente de Santa Blanca. Eliminémoslo. Enemigo eliminado. El confidente del cártel está muerto. Nuestros agentes de la unidad están a salvo. Acercan sicarios del cártel. ¿De dónde coño han salido? A todas las unidades, comiencen el ataque. Granada. Am atacat, băi, toroștile. Ulu! Unde trage la mamă în casă? Eliminat. Perfect. Todo bien, estamos enteros? Ahí da. Hai la fetița aia să căutăm pe fata lui ăla. Unde ești, mă? Era pe aici. Ah, uite aici. La única forma de llegar al general Baro es a través de su hija Erendira. Podemos usarla de cebo para traer a Baro, pero tiene que cooperar. Haced lo que sea necesario para convencerla. Trebuie să o luăm pe fata lui Baro să coopereze cu mine. Adică cu noi. În sfârșit am făcut și o misiune asta după 5 ori, mi se pare că a fost, nu? Cam așa ceva. Așa. Un kilometru.
A tu madre. Cioè, che simple fatta lo sta. Aici e sa normal, n-are nimeni treabă cu mine. Salut, salut, hola, hola. Dejemos las armas, queremos a esta gente de nuestra parte. ¿Ustedes quiénes son? Un demo, fisa. La única forma de llegar al general Varo es a través de su hija Erendira. Podemos usarla de cebo para atraer a Varo, pero tiene que cooperar. Haced lo que sea necesario para convencerla. Veo que aquí en casa, Colo. Da. En casa está hecha. No. Ahí está, es nuestra única pista. La necesitamos. ¿Y si no quiere colaborar? Repito, es nuestra única pista. Erendira, buen día. Buscamos al general Varo. Lo siento. Mire, no puedo ayudarles. Puedes y lo harás. Sabemos que él es tu padre. Queremos verlo. ¿Qué? ¿Cómo sé que es cierto? Porque no tienes elección. ¿Crees que los sicarios dan miedo? Ellos tienen pesadillas con nosotros. ¿Papá? Unos gringos me encontraron. Americanos. No me han hecho daño. Quieren reunirse contigo. No, no confío en ellos. Dice que son malos y peligrosos, pero aceptó reunirse. Perfecto, mulțumesc. Mulțumesc, fata mea. O să mă întâlnesc cu domnul Barro. Preparaos. No será fácil, pero necesitamos al general Barro con vida. Hay que llegar al punto de reunión antes que él. Și cu ce, că n-am niciun belicicopter pe aici. ¿Cómo ajung yo la barro por helicóptero? ¿Un helicóptero para allá? Canchi. ¿Helicóptero? Canchi. No, no se llama así, ¿eh? Los sicarios pudieran aparecer y salvarlo. Pozolero, por si me estás escuchando, cierra la pinche boca. Cacho. Te să mergi să ne vedem cu general Barrow. Nimă nu cade. Mașină proastă. Prietenii mei este mașină? De. Uite elicopterul. Am greșit adresa. Este es el punto de reunión. Atención, no me fío del grandullón.
În ce mă n-ai încredere în domnul Barrow? Ok, acum urmează să ne întâlnim cu... cu domnul. Nimeni. Mamă, ce e aici? Hai să intru cu mașina și așa, nu... El general nos ha jodido. ¡A por él! ¿Listos? Disparad. Entendido, se caldera. Un helicóptero. Vale, pendejos. Un buen general sabe cuándo rendirse. No tendría por qué haber sido así. Claro que sí, cabrón. Amenazaste a mi hija. Vamos, me trae. Hemos venido con más soldados. Hemos venido aquí para solicitar su ayuda. No es así como pedimos ayuda en Bolivia. Tampoco queremos el tipo de ayuda habitual. Colaboramos con los rebeldes. Fui. Queremos acabar con el cártel de Santa Blanca. Pues ya fue esta máquina. ¿Cómo tratan a su país? ¿Acaso lo tratan peor que los estadounidenses? Señor, te saludo a un kilómetro. Y tanto si quiere como si no, se viene con nosotros. Mamă, ce mă atacă ăia, bă! Trage elicopterul după mine, bă, mâncați așa. No la heredó de mí, ella piensa con el corazón. ¿Pena? Y eso nunca podré entenderlo. No sé si debemos entender a nuestros hijos. Confiamos en que aprendan de nosotros. Se avergüenza de mí, ¿no? De mí y de mis errores. Podría haberse escondido de mis enemigos en Inglaterra o en España. Pero ella se quedó en Bolivia para dar clases en una zona peligrosa. Está cumpliendo mi penitencia. Usted no es ningún santo. Pero creo que su hija es de las que hacen lo que quieren por sus propios motivos. ¿Por qué haría tal cosa entonces? Podría haber vivido. Nos acercamos al punto de extracción. Atentos. ¡Bastardo, eran hombres buenos! Está extraído, hombre. Nah. Estaba en La Paz hablando con el presidente cuando le ordenaste a mi hija que me llamara. Hacía tiempo que sabía que nuestra relación con Santa Blanca era insostenible, pero no lograba convencer a los burócratas para que nos apoyaran. No podrías hablar con el presidente. No. Y me temo que revelé mis intenciones a hombres y mujeres a los que el sueño ya tenía en su bolsillo. Hoy en día la corrupción es el estilo de vida boliviano. Demasiadas veces me ha disparado la unidad como para compadecerle, señor. Habría querido orden cuando sellé la paz con Santa Blanca. Pero ese orden está alimentado por la corrupción y la violencia contra los ciudadanos. Es responsabilidad mía y me encargaré de hacer lo correcto. Es una ardua batalla. Pero si no quieres más violencia para Bolivia y tu hija, entonces debemos terminar con esto. Tengo oficiales leales dispuestos a ver las cosas como yo las veo. También tengo un amigo que es coronel del ejército y él podrá ayudar. Pero todo esto llevará cierto tiempo. Pues empecemos ya. Pena. Perfect. Se pare că l-avem și pe ăsta de partea noastră. Que sus amigos de Santa Blanca. Eso es. Teniendo a Varo y a sus contactos del ejército de nuestra parte, las patrullas de la unidad serán menos indulgentes con los miembros del cártel. Se van a poner tensos. Sí. Y nuestros amigos rebeldes podrán moverse con mayor libertad.
Nos vamos a una zona más accidentada. Estaré en contacto. Cambio y corto. Perfecto. Perfecto. Avem oameni de partea noastră. Am putut și pe domnul general Barro. Trebuie să ajungem la asta. Desconocidul ăsta. Băi, avem 1, 2, 3, 4, 5. Așa, unde e mă mașinica? Hai să o luăm pe asta. Și trebuie să mergem acum. Asta l-am făcut. Producțion aici. Epa, 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 epa. Hai să mergem aici, în primul loc. Pum. Un moment, conduzco eu. Păi da. Genial, arrancamos. Ce să ceartă e acolo? Ce vrei, mă? La o mașină bună, mă. Gata, mă. Nu mai trageți. Salut! Aici avem un control. Dai-mă. Listos, vamos, abrir fuego. Voy a disparar. Estamos bien, todo bien. Atención, soldados detenidos moviéndose por la zona. Fuego discreción, ahora. Hemos enviado de vuelta la suposición. Acá, ¿qué bucata? Gata, mă, intrați în mașină. Listos? Disparar. Cuidado, va a explotar. Fugi, 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 fugi.
Vamos, reagrupaos. De acuerdo. Păi mă caută pe acolo. Ne caută. Și mort. Hay actividad en la última posición enemiga conocida. Comenzando la búsqueda. Francotirador en la torre. A todas las unidades, comiencen el ataque. Se acerca un helicóptero. Ah, mă, ce mi-a dat o bucată, bă. Omorâți-l, bă, proștilor. Păi eu omor pe ăla, bă, prima dată. Mamă, mamă, că-ți vine, bă, mâncați așa. Trebuie să schimb eu arma aia. Să punem o mină. Unde e, mă? Un helicóptero, abajo. Adiós, helicóptero. Bueno.
Trebuia să fac eu. Mamă, dar ce e după noi, mâncați așa. Mamă, că sunt după noi. Trimite, că am o grămadă după mine, mâncați așa. Nu ai activitate enemiga în la ultima poziție cunoscută, intentando retomar contacto. Ninguna novedad hasta ahora, mantenga la búsqueda. Mamă, ce aici. Los soldados enemigos rompieron contacto y se retiraron. Es hora de terminar la búsqueda. Păi hai, plecați. Fuego indirecto a los rebeldes. Recibido, camarada. Disparamos. Bueno, me voy a dar esto sin algo. Le he pedido un vehículo a Pak Katari. Unde e? Unde e, mă, mașina? Tic, 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 dar nu-l văd. Ăla e mort acolo, bă, și nu am ce să-i fac. A, sărac. Atac. Cred că în picior nu moare. Doi. Prea mulți, bă. Acabamos de enviar tropas adicionales justo ahora. Ataquen y destruyan al enemigo. Na, trebuie să fug de aici. Un helicóptero. ¿Estás conmigo? Voy para allá. Iar vine helicopterul. Am unde m-am dus, bă. Nu e ningun contact în la ultima poziție cunoscută del enemigo. Comenzando búsqueda ahora. Por aquí veo a un capitán. Vale, pues calculo que van 15 tíos. Enemigo marcado. Por aquí hay un objetivo rodeado de civiles. Hola, hermano. La búsqueda no dio resultados. El enemigo no hay señales de enemigos por aquí. Continúe la búsqueda. El enemigo ha retrocedido. Todas las unidades regresen a su patrullaje normal. Disparad, venga. ¡Granada! ¡Me ha cubierto! ¡Granada!
Trebuie să fug repede cu elicopterul. Ai, ce nervi mi-a făcut misiunea asta. Yo piloto. S-a putut și elicopterul. Se poate spera. Tenemos enemigos en la zona. Oye, puedo ver a un soldado con subfusil cerca de la entrada del... Trebuie să schimb arma iar. Tentari, unde ești? Asta. Am un pistol nou, puteți să vede. General. Sí, bien. Campamento. Donare. Se acerca un helicóptero. Da, mereu se apropie helicopterele, mă. Veo dos hombres armados, justo donde el mortero. ¿Dónde? Va. Pillaban cinco. Retrocede o ese enemigo podría verte. ¿Dónde? Soldado de la unidad, allí, dentro del puesto de guardia. ¿Dónde hemos? He visto una caja de armas. Un disco. Oye, un soldado con su fusil. ¿Dónde la entrada del campamento?
Quando vienen qua. Hai va. Bene. Ah, ma c'è chi non è da se entra e dice, un helicóptero de la unidad. Premio. Tenemos la ubicación de la casa del jefe. Opa. Hacerle una visita. Ah, fue por casa del jefe. Antes del chef. Mamá, y ahí chapa, Da bien, pues nada, toncha. Mamá, habíamos de luato. Una, dos, tres. Tenemos una posible ubicación de la residencia del narco local. Peinad la casa e identificada ese capullo. Ahí se conduce Javión. Moveos, ya os alcanzaré. Preparado. Ah, să fii cu minte, papa, băieții. Ne-am luat zborul. Ia uite, mă, să probesc și o chestie, să văd. Ia. Acum o probesc. Ia uite, mă. Recuerda un poco Houston. Está todo construido en torno a la refinería. Bah, shit, mișto. Bă, casa lui e... Stânga. Opa. Aici sunt o grămadă inamici. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Veo un segundo objetivo. ¡Retrocede, retrocede! Oh my god, me muero. Ojo al apuntar, no queremos disparar. Parece la casa del jefe. Echémosle un vistazo. Por aquí hay un narco. No los veo. En la hacienda. Ajá. Mamá, ¿qué te doy? Bă, are și elicopterul acasă asta. Și trei sunt multitud. Ce v-am genit? Hai, vină cu-a. Păi vezi că știi?
Mina Mondain, qua. Veo dos sicarios. Dime dónde. El vertedero. ¿Dónde si no? Agáchate, te van a descubrir. Les hemos molestado. Abriendo fuego. No, mano. Su teniente se nos escapa. El francotirador nos ha visto. Unde mă, ce subteniente? A, dă-l dracu pe ăla. Atacar, mă. Cel mai mișto plan. Aquí no hay nadie. Registremos la casa a ver si hay algo útil. ¿Qué casa era esta? Es el más grande de narcotraficantes y tiene casa de... Ay, de capulei. Tengo la ubicación del Instituto de Química del Cártel. Parece que el propio narco se encarga de formar a los alumnos. Echémosle un vistazo. ¿Qué hago, cómo? ¿Has morido? Am văzut de-l drag. Hai, sus, băieții. Aici mai avem încă o destinație frumoasă. M-a călcat futul în gură. Mamă, ce atac cu mașina peste mine, țăranul, bă! Localizat una
estación de radio del cártel. Vamos a aguarles la fiesta. Volemos la puerta y desactivémosla. Iar vine elicopterul gurului meu. Iar unde ești? Asta rupe elicopterul. Ah, numai că l-au rupt ăștia. Ese helicóptero está repleto de provisiones que podrían necesitar los rebeldes. Esa era la última alarma. Por lo menos no les van a llegar refuerzos por el aire. Ce de mașini aici? Să schimb iar unde ești? A doua. O să dau cu silențiador de la cu silence. Perfecto, no me imagino hecho. Archivo de datos con un mapa de rutas de un cargamento de productos químicos. Podremos rastrear el convoy y destruirlo. Oye, helicóptero. El campamento se está relajando. Vámonos. Ok, oameni buni. Facem o pauză și o să revenim cu următorul episod. Mulțumesc pentru vizualizare și totul. Ciao, ciao. La revedere, dați și voi un like și un comentariu.